pregătirile sunt amuzante, obositoare și ce să mai zic, te ajută. Dacă mai înveți după și acasă, te mai uiți prin ele, te ajută mult. La teste, simulări, examenul că vine acum, teză. Avantajul gradurilor 9 nepase este, în primul rând, că tu ai un nivel uniform al elevilor și automat îți e mult mai ușor să gândești o lecție sau să gândești niște probleme dedicate special pe nivelul respectiv, astfel încât ei să poată trece la pasul următor. Și din start de aici îți gândești diferit ora. Iarăși, la 9 nepase, ne fiind atât de presat de timp, poți să dai timpul, să nu te grăbești, să-i lași pe elevi mai mult decât de obicei să greșească, să-i lași pe ei să descopere, să le oferi posibilitatea de a lucra în ritmul lor. La unii am văzut creșterea notelor, la unii poate nu am văzut creșterea notelor așa cum aș fi dorit, dar am văzut o schimbare de atitudine. Și dincolo de note și atitudine, lucrul de care sunt eu cel mai îngândat este că pe mulți dintre ei am reușit să îi fac să-și pună întrebări, să citească un enunț, să vadă despre ce este vorba în enunțul respectiv și poate chiar dacă nu reușesc să ducă la îndeplinire o sarcină, măcar înțeleg despre ce este vorba acolo. La teme nu prea are cine să mă ajute, pentru că fratele meu e plecat în afară, părinții la muncă vin seara, mai mult singur le fac. Și dacă nu mai știu, mai mă uit pe net. Așa, îi mai dau mesaj domnului, că știu că răspunde și mai mă ajută și el. Pălăria jos pentru domnul, ce pot să spun. În ăștia 4 ani ne-a fost alături la orice, și la bine și la greu.